Primarii bogați și județe îngropate în datorii. Cam așa arată situația după majorările salariale din acest an. După creșterea de 20% operată de la 1 februarie, armata de funcționari din primării și consilii județene a început o nouă cursă pentru creșterea veniturilor conform legii salarizării. Edilii și-au dublat chiar lefurile și concurează cu cei din multinaționale, spre exemplu, deși păstoresc primării foarte sărace, cu datorii chiar la utilități și nu numai. În baza datelor obținute de la Ministerul Finanțelor Publice, colegii noștri de la Jurnalul Național au schițat o hartă a marilor datornici. Cum arată exact, ne spune mai departe colegul meu Marius Ioniță. Te rog, Marius! Bun găsit! La sfârșitul lunii trecute, datoriile totale mai vechi de 90 de zile acumulate de autoritățile locale au depășit 180 de milioane de lei. Cu 40 de milioane de lei mai mult față de aceeași perioadă anului trecut, doar 4 județe sunt cu plățile la zi. Vorbim despre Harghita, Covasna, Alba și Sibiu. Cele mai înglodate în datorii sunt autoritățile locale din județul Vâlcea. Datoriile mai vechi de 90 de zile depășesc 31 de milioane de lei. În topul rușinii urmează Constanța cu datorii de peste 25 de milioane de lei. Județul Suceava are și el de plată aproape 13 milioane de lei, iar Giurgiul are facturi neachitate de peste 11 milioane de lei. Colegii de la Jurnalul Național au alcătuit și un top 10 al celor mai îndatorate primării. Cap de listă este Suceava. Municipiul a adunat datorii de peste 11 milioane de lei. Pe locul 2 este primăria din Mangalia cu peste 9 milioane de lei. Urmează comuna vâlceană Prundeni cu peste 8 milioane de lei, urmată la mică distanță de comuna ilfoveană 1 decembrie. Capitala are și ea arierate ce depășesc 5 milioane de lei. Datoriile nu i-au împiedicat pe edil să-și aloce lefuri care rivalizează cu ale șefilor din multinaționale. La Constanța, primarul va avea o indemnizație lunară de peste 13.000 de lei, la fel ca cel de la Galați. Cu 50 de lei mai puțin va avea edilul din Bistrița, și anume fix 13.000 de lei. Primarul din Alexandria și-a dublat și el salariul, a ajuns la 12.000 de lei brut, ceea ce îl transformă în cel mai bine plătit locuitor al urbei, de altfel una dintre cele mai sărace din România. Mai multe informații despre goana nebună a aleșilor după salarii uriașe puteți afla citind ediția de astăzi a Jurnalului Național.